Șoferii care urcă la volan după ce consumă băuturi alcoolice sunt un pericol public. O dovedește numărul mare de accidente produse de persoane care conduc sub influența aburilor lui Bacchus. În doar 24 de ore, polițiștii gorjeni au prins în trafic doi bărbați ce aveau concentrații peste limita admisă de alcool. Oamenii legii din Bumbeștijiu au depistat în trafic un bărbat de 48 de ani din localitate, în timp ce conducea pe raza orașului, având o concentrație de 0,99 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. În aceeași zi, polițiștii din Târgu Cărbunești au surprins un șofer de 43 de ani din comuna Turburea, în timp ce conducea un autoturism pe raza localității fără a poseda permis de conducere și cu o concentrație de 0,68 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. Un bărbat în vârstă de 63 de ani a fost depistat de polițiști conducând un autovehicul pe drumurile publice în localitatea Bumbeștiu, aflându-se sub influența alcoolului. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o concentrație de 0,99 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Un alt bărbat a fost depistat în Târgu Cărbunești conducând un autovehicul pe drumurile publice, având o concentrație de 0,68 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Totodată, acest bărbat nu poseda permis de conducere. În ambele cauze s-au întocmit dosare penale, iar bărbații au fost conduși la spital pentru recoltarea probelor biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.